Salut, salut! Bine ne-am regăsit la ceea ce pe vremuri era exagerat de morning show. Acum a rămas doar titlul, pentru că am o veste bună. Am primit programul pe luna octombrie și nu mai am zboruri așa multe dimineață, deci nu mai trebuie la 3-4, astfel încât vom face exagerat de morning show așa la ore din astea normale. Cât e acum? 11:29. Da. Eu m-am mai strâns așa subiecte de discuție zilele astea. Unele amuzante, unele prostești, altele pur și simplu necunoscute. Una dintre aceste necunoscute ale vieții mele este dacă băieții de la Carla's Dreams sunt chiar moldoveni sau chiar sunt români. Și știți cum mi-am dat seama? Una dintre primele piese pe care ei au lansat-o e asta pe care o ascult acum, cu Loredana. Ia uzi, să crezi în lumea ta. Deci este, cred că, prima sau a doua piesă a lor, cel puțin, care a ajuns la radiourile românești. Băi, și n-aveau accent deloc. Dar nu aveau accent, vorbeau și cântau într-o limbă română perfect curată, corectă, fără accent. Băi, și abia după aia au și pus să aibă accent, băi! Deci în melodia asta, dacă o ascultați, nu știu când mă lasă YouTube acum să pun din melodia asta, că sigur sunt, știți, nu-i piesa mea, e altora, whatever, whatever. Băi, dar nu au accent deloc în piesa asta. Și atunci eu m-am gândit, zic, băi, dacă la început Carla's Dreams nu aveau accent și acum au, înseamnă că ei, de fapt, sunt niște băieți din România care s-au mutat în Moldova și au început să aibă accent. Nu? Adică, eu dacă, acum nu cred că am accent de moldovean, dar dacă m-aș muta în Moldova, într-un an, 2, 3, 5, 7, 9, poate aș avea. Nu poți să știi. Așa și ei. Deci au început cu niște cântece fără accent, băi, și acum nu le mai scoți accentul de piese, frate. Deci e totul pe moldovean. Ia uzi. Perfect. Super fin, insesizabil aproape. Perfect. Ia uzi, românește. Da, asta e bun. Deci eu nu știu, dar trebuie să aflăm dacă ăștia la Carla's Dreams sunt români care s-au făcut moldoveni. Moldoveni care știu să vorbească limba română și doar se prefac. Ups, ups. Așa, stai, spun și eu pilot automat aici la mine în studio. Așa. O altă chestie pe care am observat-o zilele astea și aici am nevoie de ajutorul vostru. Eu, viața mea e și la București și la Brașov. Când stau în București, prefer să merg cu scooterul prin oraș, că e trafic. Fiind cu scooterul, sunt mereu primul la semafor. Fiind mereu primul la semafor, observ oamenii care trec pe trecere. Băi, și am văzut o chestie vara asta și nu v-aș fi spus dacă n-aș fi văzut-o de mai multe ori, adică suficient de des, încât să mă gândesc, bă, da, poate fi ceva. Păi, deci vezi întotdeauna niște fete, nu întotdeauna, des, în mijlocul zilei, baranjate, până nearanjate, gene, buze, machiaj, de zici că vin de la nuntă, frate, de la vreo filmare de clip sau de la altă filmare. Așa? Și rest, într-un training de cu șlap, cu nu știu ce, iar am văzut una care așa o plasă de la Maiga Image și o plasă de nisip de la de pipi, de pisică, știi? Bă, și unic, bă, fetele astea, de ce stile machiate așa, bine, și toate bronzate, la un nivel de creol, e foarte intens, deci, creolul lui Dumnezeu. Și eu mă gândeam, ce fac ele așa machiate în timpul zilei? Ce fac ele așa machiate și aranjate, de zici că au o filmare, dar ele sunt pe stradă în training. E, uite, eu încă nu am de unde să aflu lucrul ăsta. Așa, și apropo de bucurie, dar am o idee pentru doamna Firea. Eu cred că fetele astea sunt într-o industrie care susține puternic economia românească. S-au chinuit Tudor Giurgiu și ăștia și Porumboiu să facă filme, dar eu cred că fetele astea fac filme pe mult mai mulți bani decât fac ei. Așa că de ce să mai băgăm bani în industria cinematografică? Să băgăm bani în industria videochatistă. Așa. Și am văzut ieri că doamna Firea s-a gândit să dea niște vouchere de 15.000 de lei pentru taximetriști. Să-și cumpere taximetriștii mașini noi, care să nu poleze. Doamna Firea, Gabi, ne știm de o viață. Deci eu nu înțeleg de unde este acest miraj al faptului că taximetriștii aduc votul. Bă, n-aduc, că eu cred că îmi sub la vot. Acum, dacă e adevărat ce spun unii și alții că
e bine să sprijinim niște firme de taximetrie că undeva s-ar putea să ne aparține. Eu înțeleg asta, nu mi se pare corect, dar înțeleg, care avea un sens. Pentru că dacă am dorit ca taximetriștii din București să nu polueze, mai bine i-am încurajat la un program dușul și șamponul, dușul și săpunul, să le dăm vouchere pentru pastă de dinți, pentru deodorant, pentru un tricoaș care să nu se lipească complet totuși. Eu nu mai merg de mult cu taxi în București, însă am vagi amintiri de când am mers ultima oară, pur și simplu nu puteai să deschizi ușa și te lovea poluarea cum ar fi. Deci eu cred că ultima problemă ar fi poluarea mașinilor, mai degrabă cred că ar trebui să ne luptăm cu poluarea pe care taximetriștii pe persoană fizică o aduc în Bucureștiului. Și dacă tot dăm bani cuiva, măcar să dăm unei industrie care produce. Prin urmare, eu zic să dăm, după ce rezolvăm cu vouchere pentru taximetriști, să dăm vouchere și pentru videochatiste, de exemplu. Bă, să nu se mai ducă fata să-și ia nisip de pipi de pisică. Să îi aducem, dăm un voucher pentru asta. Da. Și ca să încheiem și cu melodia de astăzi, Carla's Dreams featuring Loredana. Nu știu cum se cheamă melodia asta, dar o știți, e printre primele. Mie mi-a plăcut foarte mult. Și în melodia asta Carla's Dreams nu cântă în moldovenește. Nu uitați, într-o bună zi s-ar putea să facem chestiile astea live. Dacă dați subscribe acolo. Acolo? Sau acolo, nu știu, subscribe pe YouTube. Cam asta ar fi. Vă pup, pa, pa, have fun, enjoy life. Pa!